Stimate domnule președinte, stimați colegi deputați, vă rog să-mi permiteți această intervenție scurtă, ad hoc, pentru că și în calitate de deputat, dar și de reprezentant al domeniului cercetărilor molecular-genetice, nu pot trece peste importanța mare pe care o are acest document, care a ajuns în Parlament spre ratificare, și pe această cale vreau să mulțumesc din start, să apreciez inițiativa venită din partea profesorului Curochkin de la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, care este prezent aici în sală. Sigur că vreau să remarc progresul pe care l-a înregistrat tehnologiile, pe care le-a înregistrat cercetările biomedicale în dezvoltarea celor mai sensibile metode de diagnostic precoce a maladiilor, de prevenție a maladiilor și de dezvoltarea celor mai eficiente metode de tratament al diverselor maladii pe care le înregistrează omenirea. Am avut onoarea să fiu prezentă și să particip la conferințe internaționale la care au fost prezenți reprezentanții acestui centru de prestigiu, Centru Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologii. Știu cât de mult face acest centru pentru a susține tinerii savanți, pentru a finanța dezvoltarea biotehnologiilor atât de importante pe care le avem necesar să le dezvoltăm în diverse domenii, cum este economic, agricultură, cum este medicina, educația. Beneficiile Republicii Moldova, s-a menționat aici, sunt atât de mari și ca rezultat aderenii noastre la această structură vor fi dezvoltate industria farmaceutică, pentru că noi suntem o republică care importăm 85% din medicamentele necesare Republicii Moldova și producem foarte mult. Tocmai din acest considerent, Republica va putea dezvolta aceste tehnologii, precum și o direcție foarte importantă în care facem primii pași în Republica Moldova este tratamentul personalizat al maladiilor care pot asigura o eficiență înaltă, pentru că lovim în ținta factorului care produce, care provoacă maladia. Aderarea ne asigură parteneriatul de promovare a științei și inovării în realizarea unor obiective de dezvoltare milenare, cum sunt obiectivele 20-30. Vom putea beneficia, sigur că, de programe, de burse, de granturi și participări internaționale la evenimente științifice în domeniul științelor biomedicale, biotehnologiilor, din domeniul cercetărilor genetice, atât de necesare în această eră de dezvoltare a tehnologiilor. Vreau să vă spun că diagnosticul în maladie oncologică fără profilul genetic nu poate asigura un diagnostic precoce și nu poate asigura un tratament eficient. Aceasta este specific și caracteristic și pentru alte maladii pe care doamna Sirbulencu aici le-a menționat. Totodată vreau să menționez că aderarea la acest centru ne va permite și crearea propriilor centre de cercetare care ne va oferi posibilitatea dezvoltării și dezvoltarea capacităților și potențialului științific pe care îl are Republica Moldova. Sigur că vreau să mulțumesc echipei guvernamentale, pentru că a făcut posibil acest document să ajungă în Parlament, reprezentanții a câtorva ministere, dar sigur, doamna președintă Ivanov, vreau să vă mulțumesc personal dumneavoastră și membrilor comisiei, pentru că cu adevărat v-ați pătruns de valoarea acestui proiect. Pe această cale îndemn tinerii savanți, tinerii cercetători, să fie cu ochiul pe platforma acestui centru și să beneficieze de tot suportul pe care îl poate oferi centru în plan financiar și în plan logistic. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult!